Noi detalii ies la suprafață în cazul jafului armat din Bistrița. Polițiștii au reținut încă un suspect care este bănuit că l-ar fi ajutat pe Dorin Sima. De asemenea, anchetatorii au reușit să recupereze o parte din banii pe care individul i-a furat în urmă cu mai bine de o săptămână de la banca din Bistrița. Un al doilea suspect a fost reținut de polițiști în cazul jafului de la o bancă din Bistrița, fiind acuzat de favorizarea infractorului. Potrivit anchetatorilor, suspectul Gatini Gavril ar fi purtat mai multe convorbiri telefonice cu autorul jafului, Dorin Sima, prin care l-ar fi avertizat cu privire la acțiunile polițiștilor, ba mai mult, acesta îi dădea sfaturi cum să scape. Suspectul Gatini Gavril l-a avertizat să-și arunce telefonul mobil și orice bun care ar incrimina participația sa la tâlhărie. Gatini l-ar fi avertizat insistent pe suspect că a fost recunoscut din imaginile camerelor de supraveghere și și-a arătat surprinderea că Dorin Sima nu a părăsit țara după comiterea jafului. La fel ca Sima, Gatini este recidivist. Acesta a fost condamnat în 2014 la un an și 10 luni de închisoare și a fost eliberat condiționat în martie 2015. Pentru această faptă, individul riscă până la 5 ani de închisoare. Suspectul Gatini Gavril a fost reținut de către procuror pentru infracțiunea de favorizare a făptuitorului, pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Odată cu arestarea celui de-al doilea suspect, polițiștii bistrițeni au recuperat și o parte din prejudiciul de 19.000 de lei. S-a reușit până în prezent să se recupereze suma de 2.000 lei de la proprietarul imobilului închiriat și suma de 2.235 euro de la fratele inculpatului. Ancheta în ceea ce privește jaful este în plină desfășurare și detalii surprinzătoare ies la suprafață. Se pare că bărbatul a filat timp de 40 de minute banca pe care urma să o jefuiască în așteptarea mașinii de transport valori. Cum aceasta nu mai ajungea, individul a trecut la fapte și sub amenințarea pistolului a reușit să fugă cu aproximativ 19.000 de lei. Bărbatul a folosit aceeași armă pentru a trage asupra polițiștilor în momentul în care aceștia au mers să îl rețină. El a tras două focuri de armă, iar unul dintre gloanțe a rănit un polițist în braț. Suspectul intenționa să tragă în continuare, însă arma s-a blocat. A încercat să mai tragă și alte focuri de armă asupra polițistului, însă nu a reușit aceasta pentru că glonțul s-a blocat pe țeavă. Suspectul a încercat să fugă, dar unul dintre focurile de avertizare l-au nimerit în picior. Rănit, acesta a fost transportat la spital, unde a continuat să îi amenințe pe oamenii legii. A afirmat că îi va împușca pe toți după ce va ieși din pușcărie. Dorin Sima se află în arest preventiv, primind până la 20 de ani închisoare pentru tentativă de omor calificat, tâlhărie calificată, nerespectarea regimului armelor și a muniților și uz de armă fără drept.